Salut și bine v-am găsit la un nou episod din joculețul ăla în care trebuia să facem livrări și era destul de amuzant. Sunt aici împreună cu Pisica. Bună! Și cu Remus. Salut! Și astăzi avem o surpriză pentru voi, pentru că jocul ăsta s-a lansat oficial și ghiciți ce? E și gratis o săptămână, așa că luați-vi-l cât mai puteți și da, hai să începem livrările. Câte like-uri vreți la episodul ăsta de azi să strângem? Ia ziceți voi repede. 28.888. 28.888. Pisica, tu câte zici? 30.000. 30.000 de like-uri. Hai să vedem dacă reușim să strângem peste 30.000 de like-uri și vom încerca să facem un episod foarte, foarte amuzant pentru voi. Bă, dar puteți să nu mai dați knockout, că vreau să... Da. Vreau să mă trezesc. Puteți să nu mai trageți vântul. Ia vreau să dau acum. M-a luat de ureche. Sau de nas. M-a luat de mustață. Băi, a dat drumul că m-a luat de mustață. Uite-te ce-mi face. Ia, fii atent că îi dau knockout. Ia. Am murit, am leșinat. Ești mort. A leșinat Max. Ești mort. Tot el vine la bătaie și tot el moare. Uite, m-am dat cu capul de perete. Ce s-a întâmplat? Ok, trebuie să... din nou. Gata, hai să ne trezim. Hai să mergem la treabă. Hai. Ok, suntem o firmă de curierat serioasă. Ok? Deci, da. Asta înseamnă că va trebui să facem livrări. Sunt o grămadă de livrări în oraș. Dacă ne uităm noi pe hartă, ăsta e jocul full. Noi l-am jucat când era în beta și aveam doar un mini orășel aici. Am ajuns în alt oraș și va trebui să tragem de maneta asta. Hai să vedem dacă reușim să tragem de ea. Trage de manetă. Așa. Și ne-a dat un pachet. Acum, pachetul ăsta va trebui noi să-l luăm și să-l ducem la destinație. Hai să vedem unde e destinația. Destinația este undeva la stadion. Ha, bă, pachetule, intră acolo. Pachetul în... Așa vă face și vouă curierul când vine pachetul, a? Oare? Da. Eu sper că nu. Mai ales dacă ți-ai comandat ceva, nu știu, ceva important. Da, da. Hai, Remus, conduci tu, că tu ești șofer bun. Hai. Am auzit. Vorbește lumea. Ce vorbești? Ia. Jucați-vă. Da, bă, că... Stai, că mă prinde părul tău minunat. Stai, hai, n-am de ce să mă prind. Păi gata, gata, e perfect. Da, nu! Hai! Ha! Auleu! A, coletul! A sărit coletul! Auleu, stau cu fundul pe capul lui pisica, de ce? Bă, da, m-am lipit! Nu, pisica m-a prins de picior! Stai, conduce pisica! Bă, stai, mă, dă-te, deci... Bă, dă-te, mă, că fac eu coletul, dă-mi coace. Hai, dă drumul, că fac eu coletul, gata. Păi, suntem firmă serioasă sau nu suntem? Chiar așa. Gata, și acum mă țin de... Stai, mă, să mă țin de ceva. Mă țin de tine, ok? Hai. Aveți să nu mă tragi de mână. Auleu! Stai, că trebuie să luăm încet. Bă, dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă butonajul de like, apăsați-l chiar în acest moment să strângem și noi peste 30.000 de like-uri la episodul ăsta, că e prea caterincă jocul. Îmi place, curierul se duce pe jos, pisica. Bă! Hai de capul meu, că ce-au comandat ăștia aici, dacă e cumva o piesă de calculator și a luat un 1080 Ti sau 2080 Ti. Ce vorbești? Ce vorbești, mă, mai ajunge în 3 bucăți, ajunge. Ajunge 3080 Ti. Hai că ajunge dacă mai ajunge. Doamne ferește, uite, sar toți pufuleții ăia, sar din el. Ha, mă, du-te și du-l tu, că n-ai cum. Dar du-l încet, că zboară. Doamne. Mă duc pe jos, frate, ești nebun? Cu coletul? Hai că mă duc. Nu, e prea greu, nu pot să mă duc pe jos. Hai. Hai, bă, nu suntem curieri buni, frate. Deci dacă ne angajați ca și curieri, chiar așa, spuneți-ne în comentarii ce v-ați comandat voi ultima dată cu curierul. Asta vreau să știu, scrieți în comentarii ce v-ați comandat. V-ați comandat iPhone, nu știu Samsung-uri. Ce. Samsung-uri. Ce v-ați comandat voi? N-are importanță. Orice, v-ați comandat... Abar n-am. Hârtie igienică, acum e la modă. Hai, dă-i. Da. Încet, Remus, încet, că încet, săracii oameni, cine știe ce și-au comandat și nu mai ajunge comanda la ei întreagă. Întreagă. Doamne feri. Uite, pisica și-a găsit mașinuță. Aoleu. Așa și, bă, să nu-l dai în apă. Păi era. Ai de capul meu. Ok, acum... Zbor! Aruncă-l frumos. Așa, bravo. L-a prins pe Remus, l-a uitat. Bă, sunt în cutie. Ajutor. Gata. Ok, primul job a fost făcut cu succes. Bine, nu chiar cu succes, dar a fost făcut, ok? Hai să vedem mașinuța asta, să vedem ce știe să facă. Stai, să urc. Urcă și tu. Hai că eu sunt în ea. Te ții bine, care boost. Nu! Mamă, tăticule! Nu ți-a zis că nu. Stai, mă, că vin acum la tine, vin încoace. Nu știu unde e pisica, ce face pisica? Eu mă prind cu mașinuță de-asta. Hai, vin încoace, Remus, ține-te de... Oh, ia-te-le. Te-ai prins? Gata. Ești prins? Nu te-ai lipit. Nu. Lipește-te de ceva. Ține-te de mine, te ții? Da.
Bă, ce e asta, mă, tăticule? Bă, ce curierii sunt ăștia? Bă, dați-i un nume la curieratul ăsta, ok? Trebuie să scrieți un nume în comentarii și un like. Să dați un like și să scrieți un nume în comentarii. Cum să se numească serviciul nostru de curierat? Că poate mai facem episoade cu jocul ăsta. Da. Ia, fii atent că e un avion aici. Pisică, vii și tu cu avionul. Da, bine. Dar nu știu, ia uite, pisica, bă, unde cum? A ajuns destul de sus. Stai așa o secundă, că posibil să pornească avionul dacă atingi manetele, nu sunt sigur. Da, nu punem un avion. Dar parcă așa țin minte. Ok, așteptăm, o așteptăm și pe pisica și pe aia mergem la următorul job. Bă, jobul e chiar aici. Da. Prinde-te de ceva, dacă poți să te lipești de ceva. M-am lipit de Remus, dar nu prea e bine. Da. Gata. Vezi că cealaltă manetă cealaltă controlează altceva. Am prins-o eu. Hai, dă-i în sus, dă-i în sus dacă poți. Dai. Ridică-l dai, în sus! Păi nu pot! Oh my god! A fost un adevărat succes! A fost un adevărat succes, mi-a plăcut foarte mult. Acolo ai ajuns, săracul de tine? Da. Ok, hai să găsim un alt job. Veniți încoace, că pe drumul ăsta găsim alte joburi. Uite, de exemplu, aici, posibil să fie un job. Cred că e și trebuie să iei cu macarau, nu cu macarau, doamne, cu ceva chestie, trebuie să iei pachetul și să-l pui în chestia aia. Bă, dar nu pot să trag de asta. De ce nu pot să... Gata. Uite, zice trainee... Nu vreau ăsta, că e antrenament pentru ceva și nu mă interesează antrenament. Bă, frate, te-a luat coșul de gunoi. Bun, hai să ne uităm unde avem de-astea noi. Deliver top shelf, bă... Remuse, pleacă de lângă mine. Plec. Ia uite-l, bă. Hai să mergem la casa asta aici, poate găsim aici ceva. Hai să vedem dacă găsim ceva de livrare. Uite că văd o de aia de livrare aici. S-ar putea să fie. Sunt foarte multe, harta este extrem de mare și avem o grămadă de livrări pe care să le facem. Uite doar ce drăguța e. Ia. Încerc să trag de manetă. Bă, dar de ce nu merge să trag de manetă? Trage tu de manetă. Merge? Da, păi... Nu, dă-te. Nu, că dacă ar merge, ți-ar da misiunea. Dă-te că încerc eu. Ok, eu dau un sus și în jos. Păi aia fac și eu și nu vrea. Nu vrea delivery la ăsta. Probabil nu are chef să îi facem livrări. Mai vezi vreo una de asta? Da, avem cumva în stânga sus o misiune? Deliver to the top shelf. Poate de asta, mă. Poate că avem misiunea aia activă și din cauza asta. Da. Hai să mergem să o facem pe aia dacă e vorba de așa. Nu-mi place misiunea asta, știi de ce? Pentru că este o misiune în care trebuie să pui, să te folosești de forkliftul ăsta și e greu. Nu știu dacă aș putea să o resetez. Deliveries. Da, nu știu dacă pot să resetez. Cancel delivery. Gata, m-am dat cancel. Hai, și acum, hai. Am dat cancel. Acum putem să mergem unde avem noi. Cu umbrela. Păi merge să zbor cu ea? Nu știu. Nu cred că merge să zbor cu umbrela. Era drăguț. Așa, și acum dăm de ăsta. Acum ar trebui să meargă chestia asta. Nu, ai dat peste canalul ăla. Bă, dar dă-te mă de drum. Gata. Gata, pornim. Take the ramp. Aha. Ok, deci avem pachetul ăsta. Ok. Avem pachetul ăsta și ce? Deliver to the airport. Hai. La aeroport, da? Perfect. Hai. Duci tu? Bă, duc. Hai că conduc și eu. Stai. Nu știu, zic că e beat caracterul meu. Da. E de gumă așa. Ok, îl țin pe Remus de gât. Hai. Dar de ce nu merge în față? Oh, merge în spate. Bă, pierd pachetul. Nu-l pierzi. Pisică, tu ce faci? Vino și tu. Eu iau pe jos. Oh my god. Hai, conduce Remus, conduce mai bine. Vino încoace, pisică, vino încoace. Ține-te de mine și eu mă țin de Remus. Cea mai bună idee. Cea mai tare, da. Ia fi atent. Așa, l-am prins de fund. Hai, de gata! Hai. De Remus, de... mașina! Am la doi acolo! Hai, că e mai greu, hai! Hai, că așa merg și curierii în viața reală, de fapt. Da? Gata, e perfect! Haide! Dar nu mergem bine! Dă-i în față! E bine! Hai! Ia uite-mă! Hai, ce sunt? Alo! Nu! S-a dus pachetul! Mai avem pachetul? Mai avem, dacă e. Mă, frate! Pune pachetul înapoi. Îl pun. Doamne ferește! Deci, Doamne ferește, hai conduc eu. Gata.
Unde îmi zice să fac deliver? Că nu văd. Aici acolo. Ok. Ușor. Să deschide poarta, să deschide. Bă, lasă-mă mașina în pace. Păi hai, că o să aprinzi mașina. Ok. Ducem aici. Bă, ce fac? Ce-ai făcut? M-am prins de aia. What? Nu-l bate pe ăla, te-a bătut el pe tine. Probabil. Stai că trebuie să și facem deliver la pachet, adică trebuie să luăm pachetul de aici și să-l și urcăm în cutie aici, hop, gata, yes! Cei mai buni curieri din oraș, yes! Ce vorbești? Ce vorbești, mă, cei mai buni din oraș? Păi hai să mai încercăm o dată avionul, să vedem dacă reușim. Dar stai, ia stai o secundă, care-i faza cu pachetul de aici? Pentru că este și aici un pachet. Cred că cu avionul l-a pus. Da, adevărat. Și ducem noi cu avionul pachet dacă e, da? Cu elicopterul. Ne-a dat și avion. Mă, ia stai o secundă, stai. Pachetul, eu am o presimțire foarte nașpa despre jobul ăsta. De ce? Cu elicopterul, nu presimt că o să iasă bine. Bă, da, fii atent, îl pilotez eu. Hai. Ok, stai așa că încerc să duc pachetul. Unde pui pachetul? Pune-l acolo, în găurica aia, acolo, în spate. Aia. Păi stai nu am loc de Remus, s-am greșat. Dă-te Remus. Hai, urcați. Hai, urcă-te pisică, urcă-te tu în spate, că eu încerc să stau aici cât de cât. Aolo! Stai, eu încerc să mă țin de ceva și țin și pachet. Oh, e perfect, e perfect. Unde? Oh my god, e genial. Bun, nu știu unde mergem. Nu văd. Ba da, uite, deliver, pe turnul ăla, tu vezi unde trebuie să dai deliver. Bă, ce tare, uite acolo. Nu-i problemă. Picam tot. Remus, nu. S-a făcut praf și pulbere pachet. Unde e elicopterul? S-a dus. Uite că e din nou elicopterul acolo. Oh my god, vin cu elicopterul. Dă-mi pisica mie ăla. Cerc să mă salvez. Stai că suntem aproape de elicopter. Cred că poți să-l spawnezi din nou pachetul acolo, dacă nu mă înșel. Hai să încercăm iarăși. Băi, destul de amuzant joculețul. Dacă mai vreți episoade și poate să vină și Mihai la un moment dat, o să vedem. Dacă mai vreți episoade, dați acolo un mega, mega like. Eu ce faceți, mă? Ce sunt cârcă? Da. Așa, încercați să urcați voi și o să pilotez eu, să văd dacă pot. Zici? Nu știu. Hai că l-am făcut să zboare. Doar să vii cu pachetul. Uite, pisica s-a pus în spate, e perfect. Tu doar să vii cu pachetul, să-l pui înăuntru. Nu pot să merg. E prea greu pachetul pentru Remus, nu cred poate. Cred că da. Ia. Te poți ține de ceva, că eu l-aș ridica, da? Ține-te tu, Remus, de ceva. Stai! Ok. Ține-te de... Stai. Dar ai putea să-l pui înăuntru. Ia fii atent. Păi asta vreau. Lasă-mă pe mine să pun pachetul, ia. Stai mă că l-ai făcut ferfeniță, uite-te și tu ce ai făcut. Dar nu pot să mă mișc. Dar cine vrea pachet pe vârful turnului? Nu știu. Vezi că ai un buton cu care poți să ridici mâinile în sus și în momentul în care le ridici... Gata. E perfect, mă, te ții de elice, adică nu știu de ce nu mai vin și mie de asta. E perfect normal. E fenomen. Ok. Stânga. Bă, stai mă, că vorbești cu un pilot profesionist aici, da? Te rog. Ia uite pe pisica cum stă. Ok, și acum întrebarea este, cum ai putea tu să pui pachetul ăla acolo? Ține-l. Nu, stai, că încerc să-l duc fix. Nu, cred că... Nu, că l-arunc eu. Nu! Doamne ferească, mă, că l-aruncă el, mă! Max! Bă, l-aruncă el, mă, el ia pachetul și pică cu el jos! Trebuia să-l prins din cer! Da, mă, cum să nu! Zbor! Ia, mă, că vin acum și te iau iarăși, stai să vedem. Unde ești? Hai că îl aduc acum! Hai, adu-l! Hai că zici că merge pachetul, nu? Zici că merge pachetul cu Remus! Păi chiar că... Ia asta, mă, dă-mi cu acima pachetul, bă! Ia vină, mă, tu! Dă-mă pachetul ăsta, că l-ai făcut praf. Nu o să mai convină la nimeni pachetul ăsta acum. Stai să mă țin ca lumea. Ține-te ca lumea. Lasă pachetul. Dacă vin acum la tine. Dar nu vreau să iau. Ia pachetul ăsta, îl bagi. Nu, lasă controlele. Ok. Nu, am pus eu mâna pe control. Lasă-mă, m-a luat de mustață iarăși. LOL. Uite pe pisica. E clar că... Pisica ce face acum? E cam ciudat, nu crezi? Adică... Ok, stai să văd dacă poți să iau pachet, ok? În primul rând, ce ar trebui să fac cu curierul? Prima dată să ia pachetul în mână, da? Dacă nu știe să iau un pachet în mână, nu e bun de curier. Gata, e perfect. Stai acolo, da? Mi-a frizura. Lasă că nu ai probleme, te mai tunzi și tu. Bun.
Pisică, ești bine? Da. Nu știu ce se întâmplă cu pisică. Lasă controlele și ia tu ăla. Ce zici? Ok. Stai, ușor, du-ne ușor. Vezi dacă trebuie să aterizezi acolo, fix acolo. Încerc să aterizez fix aici. Bun, îl iau? Ai putea, dacă vezi dacă poți să te miști cumva. Acum, acum. Ia, gata, bă, gata, bravo! Gata, pe yes, yes, bravo! Ce faci, bă, Remus, ești prin elicopter? Da. Ține-te de elicopter, Remus, ține-te! Mă țin, mă țin. Ține-te că e bine. Wow, bă, deci... Mă arunc înainte când îl pui. Nu te arunca, nu te arunca. Bă, deci vă rog frumos, da? Cei mai bun curier din oraș la dispoziția dumneavoastră, la orice oră din zi și din noapte, lucrăm pentru voi. Vai de capul meu. Asta nu făcea parte din plan. Nu făcea parte din plan în niciun caz. Dar da. Iată că s-a întâmplat. Aoleu, am stele verzi. Nu, de fapt sunt galbene. Hai, veniți încoace, veniți după mine. Ia uite, mergem pe jos. Poți să sari, da, bagi viteză și sari. Ah, wow. Și faci un fel de bunny hop. M-am lovit, am sărit și m-am lovit. Stai că am găsit o mașină. Am găsit o mașină. Acolo în pasta. Hai. Hop. Hop. Hai. Unde e pisica? Aici că hai pisica că venim și te luăm. Hopa. Ia uite. Ia uite-mă pe mine. Îmi place cum stai acolo. Îmi place stilul tău. Îmi place stilul tău. Da, așa că mergem în alt oraș acum. Bă, vă place viteza? Da, maxim. Bă, că îmi place viteza. Uite, avem 22 de delivery-uri în orașul ăsta. E bine. Pizza de zi! Wow! Unde suntem? Nu m-am aruncat. A murit? Ok, ne spună. Bă, avem bărcuță, ia să mergem acolo, că n-am văzut niciodată zona aia. Stai, că am picat iarăși. Beta nu te lăsa să mergi acolo. Sunt curios. Aoleu, ce se întâmplă? Ce faci? Nu știu ce se întâmplă. E cu liftul, bă, uite ce face el. Stai, că am căzut în apă. Știu. Hai, veniți pe bărcuță, doar veniți și săriți aici. Nu m-a luat de cap! Bă, are obsesie, mă ia de cap sau de mustață. Doamne, hai, vesică, încercarea numărul 3, hai. Săritură? Ia-o-te! Wow! Dar de ce te dai cu capul de chestii, înțeleg? Adică... Că așa-mi place mie să mă arunc cu stil, hai! Ok, băi, e tornadă! Hainia! Hainia! Aoleu, m-a aruncat! Aoleu, Remuse, te-am lăsat pe drum? Da. Ai rămas în partea cealaltă? Da, dar nu înțeleg de ce m-a aruncat. Probabil nu te țineai tu cum trebuia. Băi, și aici avem 7 delivery-uri, uite ce mișto e zona asta. Lasă că o să facem un episod următor în zona asta, dacă o să fie. Dacă v-a plăcut episodul și dacă mai vrei și alte episoade, nu uitați să apăsați butonașul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!